Cetatea medievală proaspăt restaurată din Târgu Mureș este începând de săptămâna aceasta protejată de cavaleri cu armuri strălucitoare, coifuri ascuțite și spade precum cea a lui Lancelot. Asta deoarece o gardă formată din membrii Ordinului Cavalerilor Lup, cei care animau odinioară străzile cetății medievale din Sighișoara, au hotărât să anime și atmosfera de aici prin efectuarea unui schimb de gardă a cetății la fiecare sfârșit de săptămână. Garda! Da! Da, 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 fază 1. Garda! Fază 1. Garda! Pentru că sunt alături de noi copii, să învățăm salutul gărzii de noi. Ridică, nu știu, ești bun, frate. Da? Da. Gardă, au, da? Gardă, au, gardă, au, au. Am înțeles? Gardă! Au! Gardă! Au! Gardă! Au! 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 Și acum, gardă 1. Foarte important, în momentul în care veți apăra zidurile cetății, pentru orice bine, voi trebuie să aveți un sprijin foarte puternic. În momentul în care a apărut, v-am întrebat, da? Trebuie să fiți foarte bine pe picioarele voastre. Încă o dată, gardă. Apărare 1. Face apărare voi așa, ascultați, în formă, în fir, da? Așa și în fir. Gardă! Apărare 1. Apărare 2. Bun, aș vrea acum să faceți și cu pat, adăugat. La al treilea să fie cu strigăt și sunita, la al treilea sunita înfiptă, da? Deci de aici sunt fire, da? Și la fiecare deplasare e una, două, da? Și ultima, trei cu strigă. Hai să vedem pe tine, primul. Bun. 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 Copiii, ajutați-ne, da? Ajutați? Da! Ultima, deci a treia oară, strigăm tot, da? Da! Am înțeles? Gardă! Apărare 1. Deci a treia oară, da? Ar fi așa. 1, pe 1. La a treia oară, strigăm. Dacă ați văzut un strigăt, iată, iată. 3, 5... 2, 3 și... 2, 3 și... Hai! Să vedem dacă faceți mai tare ca ei, da? Apărare 2! Atac! Ha! Ha! Ați făcut mai încet pe ei. Ia să vedem. Unul poate să fie viață. Da. Ideea celor implicați în proiect a venit tocmai pentru a aduce în fața spectatorilor și a vizitatorilor cetății medievale un spirit apropiat celui existent acum câteva sute de ani în era cavalerilor, iar experiența lor în domeniu s-a simțit încă din primele momente, în special față de copiii prezenți la eveniment. Ține-te cu amândouă mâinile. Ține-te cu amândouă mâinile, dar ține-te tare. Păi ce faci? Așa? Deci puternic, da? Bun? Da? Da. Bine. Atunci, dacă e în ordine, te rog frumos să fii cu noi. Acum las-o. Da? Fii cu noi. În spatele lor, da? Hai,
soldat, hai! Nu, nu, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Hai și toți ceilalți copii în spate, vreau. Formula de deplasare 1, 2, 2. Hai. Sergent, în față. 1, 2, 2. Atenție! Lance, la 1. Înainte, marș! Hai, după ei! Treci și tu în partea cealaltă. Bun. Hai acolo. Sunteți gardieni? Cineva care vorbește din partea un băiat de acolo, te rog din suflet. Chiar le exipem. Alo. Igel. Te rog din suflet, cum se spune garda maghiară? Știi maghiară? Da. Da. Vighează. Nu vighează, atenție. Da. Atunci oșteni. Atunci cavaleri. Lobogo. Lobogo. Cavaleri. Amândouă mâinile se țin așa. Uitați-vă la mine, da? Așa. Nu așa. Așa, puile. Bun. Toată lumea este pregătită? Da. Hai să vedem cât de pregătiți sunteți. Te rog să ții acolo. Bine. Ține așa cu două mâini. Împingeți. Și? Împingeți voi. Nu, 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 nu te duce. Împingeți, împingeți. Hai. Așa, 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 așa. Bravo. Vă rog să-i aplaudați în puternic. Înapoi? 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 Uitați-vă acum la mine! Bigelem! Adam! Eu, Adam! Liviu! Eu cu Adam o să ținem de capăt. Da? Lemnul ăsta, că sulița asta, da? O ținem noi și voi vă duceți fără lemn 3 pași înapoi, da? Ține de capă. Hai, 1. Lăsați-i, dați-i drumul, dați-i drumul. 1. 2. Hai, hai, pas înapoi. Pune și limba maghiară. Bun. Și acum, uitați-vă la mine. Desfaceți picioarele. Fortitudine. Luați o poziție fioroasă. Mai fioroasă. Cum mai fioroasă? Ce mai fioros? Cum se zice fioros în maghiară? Mergeș. Hai! E bine! Și ultimul lucru pe care îl faceți, o să treceți pe sub bătul ăsta și vă duceți până la ei. Da? Și îi luați în brațe. Da? Îi luați în brațe și îi strângeți. Vă rog, bun, ce dai? Bine? Tigelam! Atenție! Da? Fioroși? Mai fioroși! Ca niște lei, ca lupi. Si! Am aici un traducător inopinant, fost? Gelețiu. Fiți puțin atenți. De astăzi înainte sperăm ca în cetatea Târgu Mureș mă tuturor voastre mei voci, vașa de par pentru cei mici,
Chicnec. Și pentru cei mari. Să încercăm să asigurăm o gardă de Mureș. Pe lovo gran detalii tu crea. Vașa Reinec. Care se poate să animeze cetatea. Ochi Itte weekend get the war bon. În scurt timp o să avem și un tun cu care vom trage finalul și vom sărbători finalul gărzii noastre din ziua respectivă. Vă lăsesc. Adiu. Așa că vă așteptăm în fiecare vineri și sâmbătă. Vă vine pinte că ești sâmbătă în vani. Bun, și ca să învățați salutul. O, să-ți mergi și ferit, de conectă nu ia tu ca... Eu am să spun așa. Ii chem mondiatul. Cavaleri. Mondiatul chem. Spune așa, cavaleri și voi strigați odată. Au! Ia să vedem. Deci voi spune așa, cavaleri. Au! Spune a doua oară, cavaleri. Au! Și a treia oară spuneți de, strigați de două ori. Au! 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 Bravo! Au! Vă mulțumesc de tot sufletul. Cei mici prezenți la schimbul gărzii au învățat în aproape 30 de minute câteva lucruri despre onoare, loialitate și disciplina de la cavalerii orașului, care au simulat un atac, o retragere și un salut oștenesc. Cum vi se pare ceea ce se întâmplă, schimbul de gardă din cetatea Târgu Mureș? Cum? Era și timpul. Avem o cetate de atâția ani aici în Târgu Mureș, pe alte zone și Ghisoara și în alte zone se fac aceeași chestii. Era și timpul și la noi. Pentru copii, cum ați văzut evenimentul din seara aceasta? E frumos, plăcut, cred că le-a plăcut și distrați copiii. Și cu micuțul. Da, încetat. Ai fost cavaler astăzi. Haide puțin. Ți-a plăcut? Mi-a fost frumos, mami. Ți-a plăcut? Bune. Spuneți cum vi s-a părut micuțul în spatele celor mari? Interesant de ceea ce vede. Pentru prima dată i-a plăcut. Era foarte atent și... Deci, frumos, foarte frumos. Astfel de evenimente sunt binevenite, cum le vedeți? Și normal. Deci, cum zicea soțul, era și timpul. Exact la noi lipsea, în cetate. Era și timpul. Amuzant, plăcut pentru copii. Și un eveniment care mai strânge lumea în locul acesta frumos. Vedeți, o să aibă succes cavalerii și de acum înainte? Cred că ar trebui să aibă succes pentru noi, pentru copii, să devină parte acestui loc de agrement pentru oraș și să ne bucurăm în continuare de modul în care arată, se întreține și să rămână un punct de atracție pentru Târgu Mureș. Cum îți place de cavaleri? Îți place de ei? Da. Vrei să devii și tu cavaler? Ți-e teamă de ei? Ție ți-a plăcut, ce ți-a plăcut cel mai mult la ei? Scutul. Scutul? Da. Și lancia? Da, și lancia. Vrei să devii și tu cavaler al cetății Târgu Mureș? Da. Mai vii să-i vezi? Da. Le spui și tu, ți-a plăcut aici? Da. Mai vii la cetate? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cavaler? Când au făcut pasul 4. Pasul 4? Da. Vrei să fie cetatea apărată de ei? Da. Spui și tu, ce ți-a plăcut cel mai mult la cavaleri? Mie mi-a plăcut pasul al treilea. Atunci când au atacat? Da. Îți place cum atacă ei cu lancia? Da. Și îmi place și scutul și casca. Vrei și tu un scut la fel ca al lor? Da, și mai vreau și o sabie, numai că am o sabie de lemn acasă. O să mai vii la cetate? Da. Ne mai spui și tu ce îți place cel mai mult la ei? Cel mai mult la cavaleri. Ce-ți place? Scutul, lancia? Lancia. Ție? Scutul. Vrei și tu să fii cavaler? Nu. Ți-e frică de ei? Nu. Am văzut că i-ai atacat, ai fost curajos. Da. Și vei mai veni la cetate să-i întâlnești? Da. Vrei să te confrunți cu ei sau ești de partea lor? Da. Cu ei? Da. Spune, ce ți-a plăcut astăzi? Mi-a plăcut când am mers cu ei. Ai mers, te-au ales lucrătorul lor. Da, mai am. Vei mai veni? Da. Când crești mare o să devii și tu cavaler al cetății? Da. Mi-a plăcut foarte mult, nu am mai văzut niciodată un schimb de gardă și a fost foarte frumos. Ce ar trebui să însemne pentru cetatea Târgu Mureș și am văzut foarte mulți părinți, foarte mulți copii? Ar trebui să fie un simbol și să se facă mai des, mai ales că s-a și renovat cetatea. Ei, copii, cum i-ați simțit? Încântați. Ei am întrebat ce le-a plăcut cel mai mult. Dumneavoastră, ce v-a plăcut în seara aceasta cel mai mult la Târgu Mureș? Mi-a plăcut că
Cavalerii au făcut parte din spiritul a ceea ce înseamnă cetatea din Târgu Mureș. E un loc în care puteți să-i aduceți pe cei mici, să se simtă bine și să ia parte și la puțină istorie, să spunem așa. Și... Da, așa este, mai ales că este aici Muzeul de Arheologie și se fac și acolo multe activități și copiii mei cel puțin cunosc cetatea foarte bine. Cum se pare cetatea Târgu Mureș? Foarte frumoasă. Ce se întâmplă în seara asta în cetatea Târgu Mureș? Nobile cavaler, astăzi încercăm în cetatea Târgu Mureș să asigurăm o gardă, o gardă pașnică, o gardă a iubirii, o gardă a cavalerismului și o gardă a cinstei și onoare și, așa cum spunem noi lupii, glorie și onoare. Dacă de astăzi vom putea asigura în fiecare vineri și sâmbătă, acum e un caz excepțional prin sărbătoare, pentru a putea să ne urmăriți de fiecare dată în jurul orelor 16:40 într-un exercițiu de gardă și în cele din urmă schimbare de gardă. Mulți copii, mulți cavaleri bănuiesc că veți deveni. Sunt proveniți din rândul cavalerilor Ordinului Cavalerilor Lup. Aparțin și comandăriei lupilor templieri de astă dată de Târgu Mureș și în cele din urmă aparțin în Târgu Mureș unui care avea nevoie prin revenirea în circuitul turistic al gărzii de o, al cetății, de o asemenea gardă. Ce se întâmplă cu micuții care v-au acompaniat și de data aceasta? Nu dorim decât să-i inițiem și să-i atragem foarte tare de acest moment al istoriei omenirii, această zonă a cavalerismului unde fiecare tânăr, fiecare copil cu siguranță visează. Cum îi salutați pe Târgu Mureșe? Lupilor! 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 Formațiune de deplasare. Am să vă rog să veniți lângă mine și să vă arăt salutul nostru. Țineți! Întotdeauna, haideți puțin și dumneavoastră. Haideți și dumneavoastră, veniți, veniți. Evo, spunem așa, în vârful degetului se vor așeza întotdeauna atingerile oamenilor și ale cunoștinței. În clipa în care se vor privi, își vor da, practic, forță și unire ca să facă lucrurile. Mulțumesc frumos și vă mai ajută. Gardă, uite, marci! În fiecare după amiază de vineri și sâmbătă, cavalerii medievali vor mărșălui pe aleile cetății pentru a asigura perimetrul acesteia și a efectua schimbul de gardă. Gardă! De ce stai? Gardă! Apărare 2! Apără societatea! Atac de 3 ori! Și... Să treceți mult prin grilaj, da? Gardă! Apărare 1! Apărare 2! Apără cetatea! Pregătire de deplasare?